Dude, dacă ai volan pe stânga și ești în 2, șoferul tot timpul o să tindă să se salveze pe el. Și stai de stânga de volan și îl omoară pe ăla din dreapta. Mulți au omorât și părinții așa. Fii atent. Fii atent aici, fii atent. Slovacia. Bă, ce ai? Bă, picălul ăsta. Indicatorul în cap săracu, bă, fii atent și tu. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou conversație mele. Primul lucru, dragi prieteni, tot în cazul în care vă plac reacțiile, că de câteva zile avem astea a treia reacție la care lucrăm astăzi. Și practic, în cazul în care vă plac reacțiile și mai vreți reacții, de ce nu v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul de YouTube în cazul în care vreți. Și să spuneți în comentarii ce părere aveți despre acest individ pe care îi vedem în trafic și ce reacții mai vreți să mai vedeți de la mine. Așa că să-i dăm drumul să vedem ce avem astăzi la meniu. Bun. Deci suntem în Anglia, mergem în față, cred că e un dashcam precis. Bă, aici precis e la Dover. Sunt un 80. Sunt 80 dacă nu e la Dover. Pe linie, unde te bagi pe linie la bilete. Precis. Și se bagă, mă. Are și volan pe dreapta, mă. Bă, și are și volan pe dreapta și se bagă, mă, și asta e. Nu, pe asta e linia pe care intră și mașini mici și camioane. Dar sunt camioane amândouă. Probabil. La nivelul la care dash cam. Sau microbuz. Precis este canal în trafic. Și acum se rezolvă, știi? O să-i arată lui care e treaba. Bă, ăsta tinsă să calce frâna, dar ăla nu să lăsă. E greu. Haide cu spate. Volvo 500. Să mă bată mama. Eu vreau să vă spun că n-am văzut astea înainte. Doar le culeg și vi le arăt și vouă. De vezi? Ce spun eu? Vezi, îți zic că e la Dover. Just entry Dover Docks. Înțeleg. Precis ce stare în trafic. Olanda. Ma. Bă, dar se băgă ăsta, mă, avea treabă undeva ce-i. Bă, și când îl vede că e prost și rupe direcția și vine către dreapta, în loc să frâneze să stea mai în spate, bă, e prost ăsta, nană, să calcă, îmi calcă acum frâna în față, i-a mușcat din numărul de matriculare. Când îl vezi că e prost, de ce nu te ferești, mă, de el? Vrei să se ia pe tine? Se ia pe tine până la urmă. Că la ăștia nu rămâne așa, spun eu. Se rezolvă la un moment dat între ei, ia să vezi. Cred eu. Uite și tu când merge ăsta de aproape în viață, să vadă mama, ăsta are timp să vadă lumini de semnalizare, dacă în caz de ceva e calcă frâna sau se oprește că îi stau în față. No way. Ia. Stai așa un pic ca să opresc muzica. Da, mă, hai că trecu. Ce făcu, mă? În locul dreapta? Ha? Nu se vede. Ia. 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 Unde are asta camera? În sus, undeva deasupra de camion. Nu cred, vă lea cu colțul și... Deci nu vede în stânga. În stânga n-are cum să vadă, pentru că oglinda, vedeți voi. Deci camionul e virat invers și oglinda are. Ia, îi rupe camion. Acum ar fi trebuit să-l vadă, mă. Vezi că se vede oglinda. A, dar din cât vezi tu oglinda, știi? Și el ar trebui să vadă oglinda. L-a atinsă. S-a oprit? Hai că s-a oprit, mă. Stai să-mi față. Da, da. Îl lovești iar ăsta din stânga. Îl lovi iar ăsta din stânga, mă, să mă bată mama dacă nu. Mamă, fii atent că e o chestie bună, mă, să ai camionul ăsta sus. Înțelegi?
Că-ți găsești camionul lovit în parcare și nu știi despre ce și cum. Hai că te retură. Nu, acum pleacă din parcare că știu că lovi. Pleacă definitiv. Înțelegi? Ca să nu cumva să dea asigurare. Știi? Îți zisei? Simți că lovi și acum pleacă de tot. Asta termine bulciul. Mor. Yeah. Ce e aici? Camionul n-au voie în față. Și ăla se duce cu camionul cu... Nu, nu. Altceva se întâmplă. Mă bată mama. Bă, dar cum să pui? Cum să nu pui kingă, să nu pui nimic aici în spate, mă, ce-ai? Hă? Cum să nu pui kingă, să nu pui, să nu închizi uși? Aveau și de-aia liftant de aia în sus jos. Să nu pui nimic, mă? Intră peste pe banda lui, intră peste pe banda. Bă, deci să mă facă careva să înțeleg, ăsta are șergător la cameră? A, nu, bă, nu are dashcam, bă, la ea așa e, bă, uite-o că acum mă lua. Sunt cu altceva. El are camera în camion, nu? Nu mă gândeam că are undeva sus pe cabină, știi? Că mă gândeam la camioanele noastre. Dar la ei au butul ăla în față. Îl ia cu remorca, îl ia. Îl ia că deja îl ținu mult în depășire și lasă enervasă. Și nu mai are timp, că are descărcare rapidă. Uite, vezi, pune semnalizarea, nu lasă și ia, acum ia. Păi nu puteam, vezi, bă, cum dau curs? Vezi cum dau curs? Nu puteam să calce frâne. Dar și el dă du curs, că e în camera pornită, dacă e... Și fac cu material bun, vezi? Lumea, bă. S-a răit lumea, bă. Ia, ia. Ăsta ar putea fi interesant, ia. Deci intră... Ei! Bă, cablurile de curent, bă, bă! Cablurile de curent, mă! Deci las cablurile de curent de acolo, mă! Bă, nu se gândi, mă, că... Mamă, și rupe acolo! Ia uite! Cablurile de curent, de tot ce are acolo, de camere de la vedere și tot ce... Vrei! Dar nu le rupse, mă! Își dădu seama! Bă, pe bune, mă! Pe bune? Deci tu îți dai seama că împingi și vezi că nu intri. Care ar fi riză nu să dea în față? El se gândi că lovi ceva, știi? Dar ce nu ți-o dumă jos ca să vadă ce și cum? Și acum dă de rupe. Bă, nu cred, bă. Dacă se duce a treia oară în față și vine cu demaraj să rup... Nu. E numai două ori cred că aia fucă. Dacă nu mai... Uite și ăsta, mă. Ia uite cum vine ăsta, bă. Japonia! România, fii atent aici. Du-te, bă, de aici încolo, bă, să-i dăm coadă. Frontal, bă! Despre ce vorbeam acum vreo două zile. Deci, depășeam banda a doua, nu erau trebuie. Două benzi, down. Ăsta vine tare din spate și nu aprecie că ăsta se mișcă cu 90 și zbam. Bă, cum veni ăla pe... Na. Mal. Arău malul. O România, din nou. Buf. Păi, apă verde. Bă, picălul ăsta, indicatorul în cap săracu, bă, fii atent și tu. Drept în cap îi pică indicatorul, o să mă bată, mamă. Ce noroc să ai, bă? Ce noroc să ai? Trage stânga, trage stânga. Da, bă, dar mai devreme trebuia să tragi stânga, bă, că nu puteai să intri sub tir.
Târziu. Că și ăla, dar ăla cu tirul lovi, mă. Nu lovi, mă. Vezi? Din cauza spune eu că trebuie loviți. Trebuie să dai în el, mă. Trebuie să dai în el. Dacă ăla cu tirul ieșit de pe drum, făcut marfa praf și are daună de 3-400.000 de euro. Cine plătește? Cine plătește? Și cine vă vinovat? Dacă n-ai o dovadă, o cameră de filmat, să arăți ce s-a întâmplat acolo și n-ai niciun fel de... Tu ești vinovat ca șofer de tir. Și asta spun că trebuie să dai în el. Dacă se pare, bă, moare. Da, moare. Ți-e la cum nu atinsă camionul? Și ce faci? Ăla poate cu tirul să-l spune 2-3 ori. Și acum e bine. Hai să răsturnă și ăsta într-un final. Hai că dacă e să fiu fair play, zice că. Are mașină bună, dar intră în derapaj, orice ar fi. Bă, dar se dusă, bă. Păi da, ai și viteză, bă. Nu, tu nu te oprești ușor. Ia. Yeah. Bă, că spun că e impactul frontal cel mai periculos. Când faci frontal, faci frontal. În Iordan botezând, du-te tu, Doamne. Frontalul e frontal. Ce-a făcut ăla? Explozie? Stai. Explozie. Explozie. Bine că nu lovi pe nimeni și nu mai ieși așa. Da. Polonia, ia. Bă, dublă linie continuă. Da, dublă linie continuă. Nu. Se oprise dublă linie continuă. Vezi? Aici putea să facă stânga. Dar asta probabil depășește și pe dublă linie continuă. Și ăsta trebuie să asigure când schimbă direcția de mers. Înțelegi? Trebuie să asigure mai bine în oglindă, dar probabil să mergi atât tare încât n-ai timp să-l vezi în oglindă. Că se întâmplă. Știi? Și până la urmă, ori lovi sau nu lovi, ia. Nu lovi, mă. Ai văzut? Nu lovi. Și ăsta pleacă cu șoferul de treaba lui. Înțelegi? Bă! Mamă, ce să lovi. Ia. Hai, bă, dar cum să vii, mă, așa, mă, că se vedea clar, mă, că venea din față. Ia, merge prea tare, se apropie prea mult de el. Se depășește pe dreapta, că nu mai... și acum mai se blochează. Bă, uite cum conduce ăsta, bă, ce ai? Ăștia fac pe supereroi în trafic. Ăștia sunt aia care fac pe supereroi. Că văd niște filmulețuri, știi? Că am văzut un filmuleț, apărat la un filmuleț, să fac și eu ca și el. Mamă, la Ferrari, mă? Ia ce vreau să fac. Și dat-o Ferrari. Hai de capul, man. Hai de capul. Din camion e final. Turcia. Ei, balans, balans. Mamă, și la revedere. Da. Slovacia. Bă, ce ai? Uite-o aici. Fii atent aici, mă. Hai că merge așa dacă e ceai. Ești nebun la cap. Cum o să vii așa din spate ca tăbugul să dai în ăla în față? Cum să vii așa să dai în ăla în față? Greci. Să faci. Asta are Ferrari. Bă, și ăla cum veni? Bă, vai de capul. Să lasă la liuță ea lui. Uite-te și tu, mă. Bă, cum o să-l ia așa din spate? Să certară, mă, precis, să șicanară. Uite, vezi. Se șicanară și ăla cu jeepul, dădu el direct. Vezi? S-au dormit la volan. Nu? E Bentley ăsta. Gata.
Belgia. Germania. Mamă, nu cred, fii atent. Fii atent aici, fii atent. Mamă. Stau. Băi, stau. Fii atent, stau. Nu doresc casa nici la cele mai mari dușmanii mei. Problema e că dacă ai volan pe stânga și ești în doi, șoferul tot timpul o să tindă să se salveze pe el. Și stai de stânga de volan și îl omoară pe ăla din dreapta. Mulți au omorât și părinții așa. Tank. Nu spun că ăsta cu tankul face de alea. Ia. Ce ai, bă? Du-te, bă, de aici încolo, bă. Da, să mai văd pe asta, bă. Du-te, bă, du-te, bă. Camioane, hă? Că-s camioane, este. De mergi cu ele pe drum, dacă e. Așa, plouă, plouă și Franța, Franța. Și te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus. Bun, 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 bun. Bă, salvare, de drumul sau în pompieri? Uite aici, furtună, bă. Furtună. În America, cred că e, în America. Nu-mi spune că ridică mașinile în aer. Bă, nu se mai vede nimic pe față. Ia. Rusia, ia. Pică copaci, bă. Fai de capul meu. Bă, pică copaci, bă. A, și pică, pică și pe mașină. Te joci din mașină repede și fugi, dar unde să fugi? Bă, ce ai, bă, ești nebun la cap. Deci, în cazul în care v-a plăcut această reacție, viața mea, v-aș ruga să apăsați butonul de like, puterile de tot, și să nu uitați să-mi puneți în comentarii ce idei pentru reacții mai vreți sau despre ce mai vreți să, la ce mai vreți să mai reacționăm în episoadele viitoare. Până data viitoare vă spun să împingeți butonul de like, puterile de tot, să faceți un follow pe Insta și un follow pe pagina Dragoș, inclusiv să considerați să luați în calcul abonarea și apăsarea clopoțelului. V-am pupat și vă doresc o zi minunată!